Vacanța de Paște 2022 este așteptată cu nerăbdare de toți elevii, mai ales de cei din anii terminali care în luna aprilie au susținut simulările pentru examenul de bacalaureat 2022, dar și pentru evaluarea națională 2022. Vacanța de Paște 2022 și vacanța de primăvară vor avea loc în același timp, după cum au decis reprezentanții Ministerului Educației. Astfel, în luna aprilie, elevii vor beneficia de mai multe zile de vacanță conform structurii anului școlar 2021-2022. În 2022, vacanța de Paște cuprinde atât Paștele Ortodox, cât și Paștele Catolic, și asta pentru că elevii vor avea parte de o vacanță de două săptămâni în primăvara lui 2022. Mai exact, vacanța de Paște 2022 va începe pe data de 15 aprilie, înaintea Paștelui Catolic și a sărbătorii floriilor pentru creștinii ortodoxi. Având în vedere că vacanța de Paște 2022 și vacanța de primăvară pică în aceeași perioadă în acest an, elevii urmează să se întoarcă la cursuri imediat după ziua muncii. Astfel, vacanța de Paște 2022 este programată în perioada 15 aprilie 1 mai 2022, ceea ce înseamnă că elevii urmează să revină din vacanță pe data de 2 mai. Pentru că în anul 2022, sărbătoarea de 1 mai pică în cursul zilei de duminică, elevii nu vor mai beneficia de încă o zi liberă. Vacanța de Paște 2022 va avea loc în această primăvară. Este ultima vacanță de care elevii se vor mai bucura până la finalul anului școlar 2021-2022. Astfel, după ce se vor întoarce din vacanța de Paște 2022, elevii vor continua cursurile până pe data de 10 iunie, atunci când se încheie semestrul 2 al anului școlar 2021-2022, în cazul elevilor din anii terminali, mai exact cei de clasa 8 -a și cei de clasa 12. -a, Cursurile se vor termina mai devreme în acest an, având în vedere că elevii vor avea de susținut evaluarea națională 2022, dar și examenul de bacalaureat 2022. În cazul elevilor de clasa a 12 -a și a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar 2021-2022 se va încheia pe 27 mai 2022, în timp ce pentru elevii de clasa a 8-a, cursurile se vor termina în acest an pe 3 iunie 2022.